Închideți telefoanele. Bine ați venit, dragii noștri! Este un concert pentru mine foarte special, pentru că de puține ori am prezentat studenții Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Am avut foarte de multe ori prilejul să îi prezint pe elevii Colegiului Băncilă, dar acum, iată, în sfârșit, avem prilejul să ascultăm două formații, pentru mine foarte speciale, un quartet de contrabas și un quartet de coarde clasic. Și acum trebuie să vorbim despre idee, cum a venit ideea acestui concert după concursul național de interpretare Eduard Caudela. Și pentru că avem aici principalii organizatori ai concursului, am să-l rog mai întâi să vină lângă mine pe domnul lector universitar dr. Virgil Florin Prisacariu, contrabasist în Orchestra Filarmonicii Moldova și dascălul acestor patru tineri curajoși care se vor lansa, practic, dacă înțeleg bine, Virgil, quartetul Basis. Deci Iașul își etalează un quartet de contrabas. Și ca să fie clar, Dexul spune contrabasuri, eu nu spun așa. Nu știu voi ce faceți. Contrabas. Bun, bine ai venit, Virgil. Bună seara, sărămâinile, bună seara tuturor și vă mulțumim foarte mult. Țin să mulțumesc în mod deosebit studenților și profesorilor Universității de Arte care sunt prezenți acum aici cu noi în această seară specială pentru noi și tuturor celorlalți care v-ați dedicat, zicem noi, o oră din timpul noastră și nu veți regreta, vă promitem. Veți avea în față două ansambluri care fac cinste Universității de Arte, ansamblul Quartetul de Coarde al Universității Naționale de Arte și Quartetul de Contrabas Basis, cel care, să zicem, că ia naștere astăzi, oficial, deși a mai avut o apariție publică în decembrie și încă una în cadrul concursului național Eduard Caudela, prilej cu care, așa cum spunea și doamna Daniela Vlad, a luat naștere această idee de a-i prezenta publicului larg pe două dintre formațiile laureate ale concursului național Eduard Caudela. Trebuiau să fie trei, dar din păcate, din motive obiective, au rămas doar două. Dar sunt convins că vor face tot posibilul să nu simțiți lipsa celei de-al treie formații. Dacă îmi permiteți, o să vă spun două cuvinte despre contrabas. Nu vă lăsați duși în eroare că vedeți acolo șase contrabași, vor cânta doar patru instrumentiști, dar la șase instrumente. Pentru că cele două lucrări propuse spre audiție astăzi sunt, să zicem, speciale printr-un aspect mai puțin cunoscut publicului larg, și anume acordajul. Acordajul la contrabas poate fi de mai multe feluri, așa cum îl vedem în orchestră, zicem noi că este acordajul de orchestră, soliștii cântă într-un acordaj solistic, care este de fapt o scordatură, toate coardele se acordează cu un ton mai sus, iar în această seară veți vedea una dintre lucrări cântată în această scordatură, toți contrabași acordați cu un ton mai sus, iar una dintre lucrări, doar doi contrabași acordați cu un ton mai sus și doi acordați în acordaj de orchestră, adică cea de-a doua lucrare. Virgil, sunt niște chestiuni tehnice foarte interesante. Trebuie spuse, pentru că m-ar întreba cineva de ce am adus șase contrabași. Nu e ușor să adus șase contrabași. Nu i-am adus. Apreciez foarte mult și scaunele speciale pentru contrabași, și instrumentele, și pupitre. Nu e ușor și pentru asta mulțumesc frumos. Cu tot dragul, noi mulțumim pentru această invitație. Ne simțim onorați să luăm parte la acest eveniment. Cu atât mai onorant, atât cât studenții vor împărți scena cu quartetul de coarde al Universității Naționale George Enescu, un quartet extrem de valoros și care sunt convins că va face cinste universității, și noi vrem să ținem pasul cu ei, vrem să ținem pasul cu cei mai buni. Un singur lucru mai spun despre cele două lucrări pe care le vor prezenta studenții. Sunt două lucrări, din câte știm noi, în prima audiție în țară, nu au mai fost cântate. Poate Bernard Alt să mai fi fost cântat, dar nu sunt convins, dar sigur Colin Brumby este pentru prima dată când se aude
în țară și pe așa amândouă la Iași cu siguranță. Este primul quartet de contrabas din Iași. În general, un quartet de contrabas este un lucru inedit și chiar am încercat să aflu, dar nu cred că am reușit, care a fost prima lucrare scrisă pentru quartet de contrabas. În fine, secolul 20 a adus multe lucruri din acestea îndrăznețe. Știm cât de grea este... cât de greu este acordajul la aceste instrumente când pui patru la un loc, dar e frumos, nu știu, sună frumos. Nu știu care a fost prima lucrare scrisă pentru patru contrabași originală, pentru că adaptări au fost mai multe. Știu doar că Giovanni Bottesini a fost unul dintre primii compozitori care a scris pentru doi contrabași, inspirat fiind pe de o parte... Secolul 17? 19. A, chiar 19. Inspirat fiind pe de o parte de Sinfonia Concertantă a lui Wolfgang Amadeus Mozart și pe de altă parte de duo-ul compus de Gioachimo Rossini pentru violoncel și contrabas. Și de acolo probabil a luat naștere și această idee de a asocia cât mai multe instrumente, cât mai mulți contrabași. Voi cântați întâi Colin Brumby. Da, australian, da, din cât am Colin văzut. Colin Brumby, părțile 1 și 2 și părțile 3 și 4 din Bernard Alt. Și dacă îmi permiteți să-i și prezint pe băieți? Imediat îi chemăm aici în față, da, cred că este și momentul, pentru că între timp cât se așează ei, vreau să vă mai prezint pe cineva. Așadar, cu permisiunea noastră și dacă mă și ajutați cu niște aplauze, Andrei Jojie, contrabas. Ionuț Gavrilovici, Rareș Petru Morariu și Florin Dragan. Mulțumesc, Virgil, și iată o formație de numai un an de zile, maxim un an, da? Un an școlar, care nu înseamnă un an, dar cu deja un premiu, al treilea, da, la concursul Caudela. Mulțumesc frumos și... Dacă da? Mi-ați ridicat o minge la fel, eu trebuie să vă răspund. Este într-adevăr o generație de excepție de contrabasiști. Mă simt mândru și onorat să le fiu profesor. Fără talentul și sacrificiul lor pentru acest instrument, n-aș fi putut să duc la realizarea acestui vis al meu de a vedea un contrabas, un quartet de contrabas și sper să mai vedem în viitor și al doilea quartet de contrabas. Da, de ce nu? Și cred că pentru toți studenții voștri e bine să treacă prin aceste exerciții care le ajută și la solistică, până la urmă. Da? Cu drag! Până se acomodează cei patru cu noi, cu atmosfera, deja noi am văzut cum sună sala, am repetat. O invit în fața dumneavoastră pe Claudia Crăcăleanu, manager Radio Iași. Bună seara, s-a vorbit deja mult și noi am venit aici să ascultăm muzică. Doar să vă spun că Radio Iași susține tinerii talentați și acest spectacol face parte din micro sau mini-stagiunea muzicală radio, care a fost ideea colegei mele Daniela Vlad. Abia aștept să ascultăm acești tineri care au demonstrat deja că au talent, că fac performanță, pentru că sunt câștigătorii unor premii, nu-i așa, Daniela? Și abia așteptăm să-i vedem pe marile scene ale lumii, nu-i așa, de aici încolo. Să fie! Să fie o seară frumoasă și să nu uitați că Radio Iași susține talentele întotdeauna. Mulțumesc, Daniela, pentru idee, pentru susținere, pentru tot ce ai făcut ca să fim aici în seara asta. Și mulțumesc colegilor mei din regia tehnică, colegii din tehnic care se află cu noi aici și gazdelor care ne primesc la Palatul Culturii. Vă doresc o seară minunată și audiție plăcută! Încă o dată, Andrei Mihai Jâjie, Ionuț Gavrilovici, Rareș Petru Morariu și Florin Drăgan. Vă doresc mult, mult succes!
Thank you.
Bravo! Avem aici 4 ursuleți, nu? Sună ca ursuleții. Deci Andrei, Ionuț, Rareș, Florin, în timp ce își schimbă instrumentele, să vă spun ce am aflat doar atât puțin despre Colin Brumby, care este australian, a fost director al operei din Brisbane, a fost profesor de compoziție, a trăit între 1933 și 2018, a vizitat Europa. Este o personalitate pe care noi n-am cunoscut-o până acum, mulțumim că ne-ați adus-o. Și următoarea lucrare a compozitorului german Bernard Alt. 1903-1945 a fost violonist în Orchestra Filarmonicii din Berlin și a făcut aranjamente, era un foarte talentat aranjor pentru alte instrumente chiar. Am citit că a scris pentru quartet sau ansamblu de tromboni și de asemenea pentru flautiști. Despre flautiștii filarmonicii din Berlin se știe, sunt celebri și acum iată pune în lumină și 4 contrabași. Lucrarea este, cred, din 1930 și ceva și a făcut vâlvă în epocă, elegantă, stilată, fermecătoare, revelația anilor 30. Vă ascultăm!
Bravo! Putem spune că am lansat quartetul de contrabași din Iași, Basis Quartet. Cred că au mai trecut emoțiile, a crescut vigilența, în timp ce a fost greu. Domnul profesor, cum i-ați găsit? Nu, i-ați găsit în formă? Astăzi? Foarte în formă. Pare rău că n-au fost la fel de în formă și acum o lună. Dar cred că este normal, publicul întotdeauna te inspiră. Mulțumim frumos că îi aplaudați încă o dată.
Nu v-am spus până acum, dar găsiți înregistrarea acestui concert. Bravo! Andrei Jijie, Ionuț Gavrilovici, Rareș Petru Morariu și Florin Drăgan, felicitări încă o dată. Și până ce ne pregătim pentru următoarea formație, vreau să vă spun câteva cuvinte despre această lucrare foarte specială a secolului 20, una dintre cele mai tulburătoare și cele mai frumoase lucrări pentru quartet de coarde scrise în secolul 20. Dmitri Șostacovici este autorul ei. Și trebuie să vă spun că în toată lucrarea se regăsește același motiv, semnătura muzicală a marelui compozitor, care a luat modelul lui Bach și a scris numele său în scrierea germană, D-S-C-H, Dumitru Șostacovici, și aceste litere transpuse în simboluri, ca simboluri muzicale, dau motivul unei lucrări tulburătoare, care este dedicată victimelor războiului în general și a oricărei forme de terorism și dictatură. Iată acest quartet scris de Șostacovici în 1960, în care autorul ne arată prin câtă teroare a trecut din cauza regimului sovietic. Poate știți că la sfârșitul anilor 40, compozitorii sovietici au fost acuzați de formalism, au fost mari restricții în privința creației lor, să nu fie atonalism, să nu fie disonanțe. Și, din păcate, Șostacovici, am observat că a avut o reacție destul de restrânsă. Vreau să spun că și-a pus cumva cenușă în cap și a recunoscut că a primit o critică constructivă. Și în continuare lucrările lui au fost, pe de o parte, mai simple, are niște coruri, Cântecul pădurilor, nu mai știu cum se numește, iar pe de altă parte, lucrările create după 1947-48 au fost ținute la sertar ca să fie publicate mult mai târziu. S-a evit momentul, desigur, în 1953, la moartea lui Stalin. Și în acest quartet, quartetul al optulea, avem citate din Concertul pentru vioară, scris înainte, din simfoniile sale, și mereu acest motiv, moto al lucrării de SCH, care îi accentuează tensiunea. Sunt 5 părți care se cântă legate și 3 dintre ele sunt scrise largo. Ceea ce nu înseamnă că muzica nu este teribil de emoționantă. Am preferat să vă spun pe scurt tot ceea ce am citit despre acest quartet, pentru că vreau să vi prezint și pe interpreții din această seară, un quartet deosebit pe care Tudor Bogdan Bolnavu, lector universitar doctor la Universitatea Națională de Arte George Enescu, mi l-a recomandat cu căldură. Și pentru că ei nu au reușit să cânte în finala concursului Caudela, unde au luat premiul întâi, da? Întâi? Am spus, trebuie să le dăm prilejul să cânte în public, trebuie să le arătăm că arta lor este valoroasă. Punem reflectoarele pe ei. Daniel Robert Gerasim, violina întâi. Hai! Carina Ioana Pop, violina a doua. Diana Estera Cuzioc, la violă. Și Rebecca Gherkă, violoncel. Audiție plăcută!
Daniel Gerasim, Karina Pop, Diana Kuzioc, Estera Kuzioc și Rebecca Gherkă. Felicitări! Cât va fi pregătită scena pentru următorul moment, un moment surpriză, aș vrea să vă spun că mi s-a părut acest quartet că a trecut mult mai ușor cu acești interpreți tineri și extraordinar de talentați. Altfel, o muzică apăsătoare, despre care, ce să vă spun, partea cea mai dulce acrișoară ca reflecție asupra vieții a fost într-un vals pe care cred că l-ați detectat la un moment dat. Era un citat din trio numărul 2 pe melodii, pe un dans evreiesc, după care zâmbetul nostalgic s-a transformat în grimasă, în reflecții coșmarești. Și se spune despre partea care urmează, acele trei lovituri, sunt loviturile în ușă pe care și le închipuia Șostakovici că le-ar putea auzi dacă este căutat de regimul represiv. Și în același timp se spune despre partea a patra că este nota lui de suicid, că ar fi intenționat așa ceva în culmea disperării aflându-se. Din fericire, toate trăirile sale au fost sublimate în artă și îmi pot închipui cum au simțit membrii quartetului Borodin în 1962, înainte de a înregistra lucrarea, când au mers acasă la Șostakovici ca să-i cânte și să afle unele indicații. Compozitorul și-a pus capul în mâini și a început să plângă și cei patru au plecat fără un cuvânt. Cred că doar tinerețea lor ne-a făcut să trecem cu bine peste această muzică. Încă o dată vă rog aplauze! Aș vrea să îi aplaudăm și să le mulțumim și îndrumătorilor acestor copii. Doamna profesor universitar dr. Elena Ovănescu Pârvu, care se află în sală. Mulțumim frumos! Și lector universitar dr. Tudor Bogdan Bolnavu. Și așa suntem destul de senini în ceea ce privește continuarea școlii de quartet Ieșene, care a fost consacrată de quartetul Voces, apoi stabilizată de membrii quartetului Ad Libitum. Au fost și alte quartete care ne-au părăsit, au plecat să cânte în altă parte, dar acum iată cine știe cât va rezista quartetul de coarde al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Cred că le trebuie un nume, nu? Sau este deja numele acesta? Și iată surpriza pe care o putem pune în operă prin amabilitatea și prin dragostea față de studenția doamnei conferențiar universitar dr. Doina Grigore, care se află aici cu noi, pentru a-l acompania pe Daniel Gerasim. Daniel, un student cu premii deja multe și pe care n-o să le număr eu acum, poate ne spune el la sfârșit. Daniel este elevul doamnei profesoare Nina Munteanu la Colegiul de Arte Octav Băncilă din Iași și acum studiază cu doamna Elena Ovănescu Pârvu și cred că și cu Tudor, nu știu bine, nu. Bine, îl invităm în scenă pentru a interpreta una din fanteziile Carmen, scrise pentru vioară și pian. Vă spun imediat despre ce e vorba. Poftim, Daniel. Poftim, Doina.
Mi-am notat câteva lucruri despre această fantezie, Carmen. Da, nu știu unde. În orice caz, imediat după scrierea operei în 1875 de către Georges Bizet, a apărut în 1876 această fantezie, da? Daniel, ai studiat puțin istoria și moda fanteziilor pe teme din opera Carmen a continuat cu Sarasate și cu François Born, care a scris pentru flaut o fantezie Carmen. Nu știu care e mai grea, Sarasate sau asta? N-am trecut prin cea de Sarasate, ca să pot spune, dar... Urmează. Urmează, bineînțeles. Așa, și despre autor ne spui cum îl cheamă? Jean Houbaei. Este un compozitor ungar. Și da, cam atât. Contemporan cu... Deci 1882 este anul acestei lucrări și pentru că astăzi mi-a căzut sub ochi un poem eminescian care este datat 1882. Și pentru că el reprezintă un simbol a ceea ce se întâmplă astăzi și în Iași și însoțește foarte frumos și acest concert al nostru, este vorba despre un poem eminescian pe care l-a reconstituit Petru Creția în 1991 și în 2003, deci acum 20 de ani, regretatul actor Adrian Pintea îl citea pentru Radio România alături de alte 23 de poeme reconstituite. Floare de tei, cât de curând te treci ochilor mei lucind, te arăta pe veci. Și acum să ne ridice inimile această muzică frumoasă pe care Daniel o cântă extraordinar, sunt convinsă. Unde ai mai cântat-o? La Festivalul Tinerelor Talente de la Râmnicu Vâlcea, în cadrul deschiderii concursului Eduard Caudela, ediția de anul acesta, plus în multe alte recitare. Oh, ce frumos! Înseamnă că are multă experiență. Să-l aplaudăm și să o aplaudăm și pe doamna Doina Grigore.
Thank you.
Daniel Gerasim și Doina Grigore. Felicitări! Așa a trebuit să fie, să plecăm de la acest concert și tulburați, dar și fericiți. Cred că avem câțiva oameni fericiți în sală. Doamna profesoară Elena Ovănescu, Doina, îți mulțumesc, Tudor, Bogdan Bolnavu, Virgil Florin Pisacariu, aveți grijă de acești copii. Încercăm și noi să-i punem în lumină, pentru că merită din plin, ați văzut. Trebuie să-i cunoaștem și să îi ajutăm să fie din ce în ce mai asumați și mai siguri pe ei. Mulțumesc echipei tehnice de la Radio Iași, Bogdan Zlei, Cristia Petroaie și domnul inginer șef Iulian Gongescu. Mulțumesc Claudia pentru susținere, Claudia Crăcăleanu, manager Radio Iași. Mulțumim Palatului Culturii, care, cum vă spun întotdeauna, când ne primește în sala asta în care ne îmbrățișează îngerii, este foarte emoționant. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați venit aici. La fotografii, vă rog, cele două quartete, doamnele profesoare și domnii profesori aici la fotografii, vă rog frumos. Și mai știu că mai sunt în sală, mai este în sală un părinte, nu mai este, a plecat, mai este vreun părinte în sală să vină aici la fotografii, vă rog frumos. Haideți, quartetul!